Ajutorul oferit semenilor, Iosif și Elisei, partea a doua. Disciplina, religie, cultul ortodox, clasa a cincea. Suntem atenți, învățăm și răspundem. Reguli. Ia o foaie de hârtie și desenează un tabel ca în imagine. Pe coloana a doua vei răspunde la cele patru cerințe din film. Cerințelor 1 și 3 se acordă câte un punct. Cerințelor 2 și 4 se acordă câte 3 puncte. Din oficiu se acordă 2 puncte. Să ne amintim. Despre cine vorbesc? A trăit în secolul al IX-lea înainte de Hristos. S-a născut într-o familie bogată din Valea Iordanului. A fost ucenicul Sfântului Proroc Ilie. A primit de la Sfântul Ilie mantia acestuia. O parte din rămășițele sale au fost duse la Alexandria, în Egipt, dar și la Constantinopol. Mormântul său încă putea fi văzut în Samaria, în timpul Sfântului Ieronim. A făcut minuni și după moartea sa. A vindecat un general. Printr-o minune ajută văduva care putea să își piardă fiul din cauza unei datorii. Cum i-a ajutat acest personaj pe cei ce aveau nevoie de priceperea lui? I-a poruncit Dumnezeu lui Ilie să se ducă și să ungă proroc în locul său pe Elisei. Și ducându-se Sfântul Ilie, a găsit pe Elisei arând și, punând cojocul său pe dânsul, i-a spus voia Domnului și l-a numit să fie proroc. Încă din cele mai vechi timpuri, profetul Elisei este considerat patronul Ierihonului, unde întâlnim mănăstirea și izvorul Sfântului Proroc Elisei. Voi cum ajutați pe cei care au nevoie de sprijin sufletesc? Cum putem urma exemplul dat de Iosif și Elisei, pornind de la Decalog?